Doamnelor și domnilor, bună dimineața, urmăriți dezbateri electorale. Astăzi vorbim despre una din principalele instituții de forță din țară, armata, ca serviciu obligatoriu sau profesional. Invitații în emisiune sunt Mihai Goda, prim-vicepreședinte al PLDM, Ion Duminică, vicepreședinte a Mișcarea Romilor, Maiala Guta, candidat independent, și Alexandru Cauia, persoana de încredere a lui Gabriel Stati. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Cum se reflectă acest subiect în programul dumneavoastră electoral, domnul Godea? Acest subiect este unul foarte important. El constituie o preocupare permanentă a Partidului Liberal Democrat, pentru că Armata Națională este una din principalele instituții ale statului Republica Moldova și chiar și în acest an cât ne-am aflat la guvernare. Am fost preocupați de reforma sectorului de securitate. Noi avem nevoie de o armată profesionistă, o armată care să răspundă riscurilor securității și amenințărilor la adresa securității naționale. Sigur, luând în considerare și faptul că Republica Moldova este totuși un stat mic și nu își poate permite o armată numeroasă. Oricum, pe parcursul acestor dezbateri vom încerca să desfășurăm acest subiect și viziunea noastră, cum vedem Armata Națională. Mai aveți un minut și 10 secunde. În primul rând, țin să amintesc cetățenilor Republicii Moldova că a fost elaborat proiectul Concepției Securității Naționale de către Guvernul Republicii Moldova prin contribuția Ministerului de Externe, a Ministerului Apărării, Ministerului Interne și altor instituții ale statului. Avem un șir de documente internaționale, inclusiv bilaterale, care au referiri directe la Armata Națională și la sectorul de securitate al Republicii Moldova. Mă refer în special planul individual Moldova-NATO sau IPAP, cum este el cunoscut. Din punctul de vedere al Partidului Liberal Democrat, actuala formulă Armatei Naționale nu este cea mai bună. Noi avem nevoie de o restructurare radicală a Armatei Naționale și trecerea graduală la unități profesioniste, pentru că an de an urmărim cum statul încearcă să îndeplinească planul de recrutare, pentru că acum funcționează principiul mobilizării generale. Vă mulțumesc să auzim părerea domnului Ion Duminică, vicepreședinte Mișcarea Romilor. Aveți 2 minute, vă rog. Noi, Mișcarea Social-Politică a Romilor, în platforma noastră electorală, n-am inclus problemele care țin de Armata Națională, deoarece principala problemă în viziunea Mișcării Social-Politice a Romilor în Republica Moldova este totuși sărăcia. Noi trebuie să facem o țară prosperă, de care să ne mândrim și ulterior și vom rezolva și problema cu armata, pentru că actualmente ostașii care fac serviciul militar, în viziunea mea, n-au o idee națională, n-au o mândrie națională, n-au o patrie pe care merită să o apere, pentru că actualmente, în genere, nu sunt războaiele cele clasice care noi ne-am deprins, ne uităm la televizor când ies ostașii din tranșee și apără țara. Acum sunt războaiele informatice. Deci noi suntem dominați practic și economic și informațional în Republica Moldova. Chiar și este așa un banc, cine a câștigat război din Transnistria, rușii sau moldovenii. Se spune că l-a câștigat Veronica Castro, Mariana. Pentru că dacă vă aduceți aminte, atunci chiar domnul Mircea Snegur, domnul președinte, a vrut să închidă televiziunea ORT, pentru că era un război informatic total. Și cetățenii Republicii Moldova nu i-au permis, pentru că se uitau la acel serial clasic. Așa că dacă vorbim de armată, deci în primul rând trebuie să avem grijă de țara noastră și ulterior ostașii, având această mândrie națională, având o patrie în spate, având niște cetățeni care sunt apărați de stat din punct de vedere a protecției sociale, atunci și acești ostași vor face serviciu militar. Pe parcurs mai discutăm dacă merită să fie obligatorie sau profesionistă. În viziunea romilor, nimic ce este obligatoriu nu este benefic. Deci, cu deasăla, pe nimeni nu l-a duce în armată și să facă serviciu militar. Asta a fost perioada sovietică, dar care a fost o perioadă așa romantică pentru mulți, cei care au făcut armata. Acum este de făcut armata în Republica Moldova mai greu, pentru că și e săracă și nu sunt condiții. Asta. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Laguta. 2 minute. Stimați alegători, bună dimineața! Уважаемые избиратели, доброе утро! Я, Майя Лагута, консидер, что
Noi fiind artificial prefăcută într-o țară foarte săracă și conform Constituției, dacă este declarată țara neutră, noi nu avem nevoie de armată. Я моя лагута, идущая под номером 25 в бюллетене в предвыборную кампанию, считаю, что поскольку нас искусственно превратили в одну из самых бедных стран, и поскольку в соответствии с Конституцией наша страна признана и задекларирована нейтральной, нам абсолютно не нужна армия. И вот почему. Никаких функций в случае необходимости самообороны не сможет наша армия выполнить, а настолько мизерна, настолько неподготовлена. Мы не собираемся, наша страна, ни с кем воевать, потому что у нас и сил, и возможностей таких нет. Но если какая-нибудь крупная держава поставит перед собой задачу напасть на нас, поверьте мне, что мы даже икнуть не успеем. Во-вторых, на содержание этой армии тратятся огромные средства. Более того, неконтролируемые средства. Это они создали для себя массу институтов государственной власти, чтобы из государственного бюджета брать деньги и бесконтрольно кто-то там имеет возможность обогащаться. Вот сегодня Виталий Маринуца заявил, вернее, 2 числа, 2 ноября 2010 года в газете, министр обороны заявил, что необходимо на следующий год уже полмиллиарда, не там 300 с чем-то миллионов, а уже полмиллиарда на содержание армии. Почему? Потому что до сих пор 20 лет он заявляет, деньги шли только на содержание армии, но не на ее развитие. То есть фактически не существовало реально армии. На содержание это просто тех людей, которые набирают, чтобы их кормить, обувать. А вы проверили кто-нибудь из нас, из общественности, куда эти деньги реально девались? Mulțumesc, domnul Calia. Bună dimineața, mulțumați alegători. Domnul Gabriel Stati, candidat independent sub numărul 16 în buletinul de vot, vine cu o platformă electorală bine determinată, una din priorități fiind programele pentru tineret, a doua fiind dezvoltarea business-ului mic și mijlociu, iar a treia fiind atragerea de investiții. Incontestabil, Armata Națională rămâne a fi un element foarte important în ceea ce privește garantarea independenței și suveranității statului nostru. Nu putem să nu fim de acord că, într-adevăr, capacitatea de apărare sau capacitatea de a pune o contrapondere unui stat vecin sau unui eventual inamic este una destul de mică, dar asta nu înseamnă nici pe departe că Republica Moldova ar trebui să se priveze de acest institut, fiindcă nu ne imaginăm nici pe un stat care nu ar avea o forță armată. Asta e, alta este problema reformării acestui institut, deoarece se discută din 92 încoace, din 94, când a apărut Armata Națională. În opinia mea, în secolul 21 nu mai contează cantitatea militarilor de care dispune un stat, contează foarte mult pregătirea acestora. Și în opinia noastră, reforma Armatei Naționale urmează să înceapă de la Institutul Militar Alexandru cel Bun, mai nou redenumit în Academia Militară Alexandru cel Bun, acolo unde sunt pregătiți viitorii ofițeri Armatei Naționale, acolo unde este pregătită, cred eu, elita Republicii Moldova, investirea în cadre didactice, în ofițeri, începând de la locotenenți și până la locotenenți colonei, asigurarea acestora cu un salariu decent și cu locuri de trai sau cu spații locuit vor permite ca aceștia să-și pui pe altarul independenței și suveranității Republicii Moldova toate capacitățile intelectuale pentru crearea unui ofițer, unui persoane, unui ofițer care să poată să apere Republica Moldova nu întotdeauna cu armă, ci și la nivel de tehnologii informaționale. Este într-adevăr incontestabil necesitatea investirii cât mai mult în Armata Națională. De aceea votați, Gabriel Stati, în data de 28 noiembrie și această problemă va fi soluționată. Mulțumesc. Acum, stimați invitați, aveți fiecare câte un minut pentru a răspunde la câteva întrebări. De câți bani are nevoie Armata Națională pentru a fi în stare să asigure la nivel securitatea cetățenilor? Domnule Godea. Este o întrebare interesantă. Armata Națională, numai în interacțiune cu alte țări, poate asigura securitatea Republicii Moldova. Cât privește de câți bani are nevoie, eu cred că după ce vom definitiva conceptul de reformă a Armatei Naționale, noi putem vorbi de câți bani are nevoie. Este adevărat, în ultimii 20 de ani nu s-a procurat un cartuș pentru Armata Națională, s-a folosit doar stocurile rămase de la Armata Sovietică. Ceea ce s-a cheltuit peste 300 de milioane de lei anul acesta, într-adevăr, sunt pentru întreținerea armatei.
Eu repet, documentele strategice practic au fost elaborate. Viziunea este clară asupra reformei armate. Noi avem nevoie de unități profesionalizate. Da, avem subunitate de geniu de la Negriș care este profesionalizată, dar este doar o singură subunitate a Armatei Naționale. De aceea vom investi atâția bani cât este necesar ca să ne asigurăm capacitatea Armatei Naționale pentru apărarea securității naționale. Mulțumesc mult, domnul Duminică. Aceeași întrebare. De ce resurse avem nevoie pentru a profesionaliza armata? Ca să avem o armată profesionistă și capabilă și eficientă, noi trebuie să asigurăm, în primul rând, ofițerii. Iată, să cutiți câți ofițeri avem în Armata Națională și la fiecare trebuie câte un apartament. Iată, acești bani minim trebuie, în viziunea mea. Pentru că toți ofițerii acum pleacă din Armata Națională pentru că n-au condiții normale de trai. Pentru că ei n-au o perspectivă în această Armată Națională. Pe urmă, întreținerea aceasta, vedeți dumneavoastră, viziunea Armatei Naționale, că treceți prin Chișinău pe lângă orice ambasadă și ați vedeți, orice soldat cere, dați-mi, vă rog, o țigară. Adică cum, de unde, de că ieșit bani ca să aibă țigări toți soldații. La ambasadă sunt carabinieri. Carabinieri. Ei, dar, mă scuzați, dar asta e viziunea ostașului, deci, care cere țigări. Carabinierii sunt militari în termen. Și este poliția militarizată, dar se subornează ziarului de intern. Deci, și să nu-i vedem așa de slabi. Pentru că, într-adevăr, sunt necăjiți soldații ăștia care fac Armata Națională ca să aibă o alimentație normală, cu calorii. Dar acești bani trebuie să o cotiți, eu nu știu, de Ministerul Economiei. Dar este imposibil acum să asigurăm acești bani. Mulțumesc că timpul a expirat, doamna Laguta. Stimați alegători, vedeți, ei vorbesc că necesită foarte mari bani pentru a asigura ofițerii noștri, de a asigura și cu apartamente și cu salarii normale. Și știu foarte bine că noi banii aceștia nu-i avem. Aceasta înseamnă că nu o să fie asigurați niciodată. Aceasta înseamnă că armata mai departe, noi cheltuim o mare parte de bani din buget pentru nu se știe pentru ce. Armata nu o să există reală, de care nici nu avem noi nevoie. De aceea, și раз повторю по-русски. Значит, вы слышите, да, что они даже не знают, сколько денег нужно, но утверждают, что нужно очень много денег. Нужно офицерам квартиры дать, нужно нормальные зарплаты дать, которые они никогда не обеспечат. Но, тем не менее, будут из бюджета тратить большие деньги, выбрасывать в эту дыру на то, чтобы все равно у нас не было нормальной армии. Тем более, что на самом деле она нам в нашей маленькой нищенствующей стране не нужна. Нужно эти деньги пускать на производственную сферу. Вот куда нужно пускать, и оттуда будем получать гораздо больше деньги, чем на содержание ненужной нам армии. Timpul a expirat. Mulțumesc, domnul Cauia. De ce resurse este nevoie? Destul de dificil să spunem o cifră foarte clară, deoarece valuta noastră națională nici pe departe nu este poate cea mai stabilă, dar este foarte sigur că ponderea procentuală din bugetul de stat care se cheltuie pentru întreținerea armatei este una care lasă de dorit, adică poate fi și mai mare. Nu în detrimentul altor cheltuieli de la bugetul de stat, dar aici logic vine răspunsul că următoarea guvernare trebuie să depună eforturi coerente și consistente pentru creșterea volumului bugetului de stat și atunci când bugetul nostru de stat va fi de 3-4 ori mai mare, atunci normal că și acea contribuție la întreținerea armatei va crește proporțional. Nimeni nu neagă că într-adevăr, trebuie să facem tot posibilul ca ofițerii, cei care sunt baza armatei, ofițerii prin contract, trebuie să fie cei mai dotați, trebuie să fie asigurați cu locuri de trai și cu un salariu decent care să le permită să tot timpul care l-au, sau 24 din 24, să asigure integritatea acestui institut. Iată milioanele domnului state, lasă de ei pentru armată. Vă mulțumesc că acum urmează o rundă de întrebări-răspunsuri între participanții la dezbateri. Domnule Godea, vă rog să adresați o întrebare la această temă domnului Duminică. Aveți 30 de secunde pentru adresarea întrebării și, domnul Duminică, aveți un minut pentru răspuns. Dacă o să-mi permiteți, eu nu o să pun întrebare. Eu am să spun doar un singur lucru care replică unor oponenți din studio. Armata Națională s-a început a reforma nu neapărat pe banii Republicii Moldova. Asistența care o primim din partea instituțiilor internaționale, inclusiv acordurile bilaterale și internaționale care le avem, ne-au permis până acum să pregătim ofițerii noștri în cele mai prestigioase instituții din străinătate. Și în același mod vom continua fără să cheltuim prea mulți bani din bugetul țării. Pentru că altfel stau lucrurile la ora actuală. Nu mai sunt armatele clasice de altădată. Nu aveți întrebare nici pentru doamna Laguta, nici pentru domnul Cauia? Nu.
Dacă mai am un minut, pot să vorbesc. Dacă nu aveți întrebări pentru invitați, trecem mai departe. Da, bine. Domnul Duminică, o întrebare pentru domnul Godea, vă rog. Pentru domnul Godea, viziunea Partidului Liberal, cum să scoată Moldova din sărăcie? Pentru că, practic, noi suntem parteneri, nu concurenți. Deci noi dorim împreună. Dacă era Partidul Liberal în studio, poate și... Liberal-Democrat, mă scuzați, domnul Godea. Partidul Liberal-Democrat vine în această campanie cu un plan necesar și absolut clar de scoaterea Republicii Moldova din sărăcie. Pentru că sărăcia este răul care ne ține în loc. Sărăcia este răul care nu ne permite să mergem mai departe. Suntem cea mai săracă țară din Europa, transformată în acest statut de cei care au guvernat până la noi 8 ani de zile această țară cu nume de Republica Moldova. În primul rând, am reușit în acest an să relansăm economia, am obținut o primă creștere economică și așa vom continua, pentru că avem nevoie de o economie puternică, funcțională, care să ofere locuri de muncă, și scopul nostru în următorii 4 ani să creăm cel puțin 100.000 de locuri de muncă, și avem o viziune clară în acest sens. În al doilea rând, să avem o grijă permanentă față de oamenii săraci, și statul trebuie să vină în ajutorul celor care au cel mai mare nevoie de ajutorul și de implicarea statului. În al doilea rând, să dăm o luptă necruțătoare și să extirpăm corupția din toate instituțiile statului și din toate sferele de activitate. În primul rând, o justiție care să facă dreptate. Să accelerăm în continuare integrarea europeană a țării, pentru că numai așa putem asigura un spațiu de securitate, valoric și de bunăstare pentru cetățenii noștri. Domnule Duminică, aveți 30 de secunde în cazul în care doriți să-i dați o replică, domnule Godea. E o mică constatare, da, într-adevăr, problema aceasta trebuie mai de mult aplicată Republica Moldova, pentru că sărăcia nu e de anul ăsta. Sărăcia a început după anii 90. Dar, în general, acum societatea se teme mai mult de reîntoarcerea comuniștilor la putere. Iată, aici trebuie să găsim un numitor comun ca să aplanăm această situație, pentru că noi din an în an nu avem o stabilitate politică. Ori vin comuniști, ori vin democrații, dar sărăcia persistă. Iată, trebuie toate partidele să facă un front comun ca, în primul rând, să rezolve această problemă. Alăturați-vă planului nostru de lucru. Acum vă rog o întrebare pentru doamna Laguta. Doamna Laguta, ce vă criciți și vremea ca nenormală? Vorbiți, ca nenormală, ce mă faceți? Când eu sunt aici în studio, îmi țui un rechi, când vă criciți. Și vremea, ștota vam... Puneți-vă, rog, un dop. Da. Întrebarea, vă rog, da. Pentru doamna Laguta. Глядя на вас, можно сказать, что вы искали любовь, и ее не нашли. Что вы идете в эту компанию? Вă рог foarte mult să nu ne insultăm, stimați invitații. Nu, da, e tot timpul strig. Vă rog o întrebare pentru doamna Laguta. Eu nu strig, dar vorbesc concret și clar. Să fiu auzită. Întrebarea dumneavoastră. Eu nu cu dumneavoastră discut, dar cu alegătorii. Întrebarea dumneavoastră, domnul Duminică, pentru doamna Laguta. Ce vreme hotiți să sajați людей в тюрьму? А кто останется в Республике Молдова, их все посадите? Все работающие люди, обманутые, обворованные всеми вами. А если вы такие партнеры, чего вы не вступили в партию ПЛДМ, а создали свою собственную партию, чтобы еще людей вводить в заблуждение? Общая проблема. Общая проблема. Надо было вступить туда, в эту партию, и все. Не создавать еще отдельную партию и пудрить людям мозги. У меня есть реплика, поскольку у меня нет вопросов к этим людям, но они уже между собой дискутировали. Значит, они рассказывают, что сильно заботятся о нашем народе. Бедный наш, несчастный. Кто их вы сделал бедными? Что, лидеры партии сегодня такие же бедные, как весь наш народ? Пусть ответит на этот вопрос. Откуда у этих лидеров партии такие деньги создавать за полгода эти партии? Дальше. То, что они говорят, что... Надо содержать армию. Я категорически против нашей армии. Еще раз повторяю, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы не сможем никогда этого сделать. У нас не будет никогда такой возможности. Все деньги, которые выкидываются на нашу армию, и причем неконтролируемые никем деньги, куда они деваются, нужно пустить в производственную сферу. Mulțumesc că aveți o replică pentru cele spuse de doamna Laguta. Domnul Duminică. Pot să folosească domnul Godea. Dumneavoastră aveți o replică pentru domnul Godea? Dar prea mult vorbește domnul Godea, scuzați-mă, vă rog. Eu chiar vă rog frumos, stimați invitații. Domnul Duminică, aveți o replică pentru cele spuse de doamna Laguta? Da, stimați alegători, uitați-vă atent. Doamna Laguta a spus, nu avem armată. E ca ea și Jeana d'Arc și a să apere Republica Moldova de toate problemele. Dar, domnule, de cine nu putem să ne apărăm? Dar cu un stat puternic și apune scopul noi, nici n-am dat. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, am revenit în studio. Domnule Duminică, vă rog întrebarea dumneavoastră pentru domnul Cauia. Am o întrebare așa clasică. Dacă domnul Stati sau domnul Cauia a făcut armata? Nu, noi am
profita de legislație foarte prielnică în acest domeniu Republicii Moldova, fiindcă este, într-adevăr, aici, față de baza legislativă, nu avem nicio obiecție. Fiecare cetățean are nu doar dreptul, dar și posibilitatea de a face opțiunea, fie de a fi soldat în termen, fie de a face servicii de alternativă. Eu personal, fiind student, masterant și până ziua de astăzi doctorand, nu am făcut serviciu militar, dar am deja 3 ani de zile de când lucrez la Institutul Militar Alexandru cel Bun și cunosc aceste probleme dinăuntru. Vă mulțumesc. Mai aveți... De ce ești aveți nevoie de bani? De contul statului? Apiat vă atacui. Aveți dreptul la replică pentru ceea ce a spus domnul Cauia. Da, mie îmi place campania lui domnul Stati, numai un singur lucru. El trebuie totuși să apară la televizor. Deci aceste billboard-uri sunt frumoase, dar el trebuie cumva să discute... Dar el nu poate vorbi, n-ați văzut? Nu, el poate ați văzut într-o emisiune, a fost mai mult pentru conștiință. Domnul Duminica are dreptul la cuvânt acum. Viziunea mea, domnul Stati ar fi un bun manager pentru primăria Chișinău, la următoarele alegeri. Pentru asta el ar trebui mai mult să discute cu publicul. Deci nu am numai o imagine frumoasă, dar și o comunicare viabilă. Asta îi doresc cu domnul Stați. Mulțumesc, doamna Laguta. 30 de secunde pentru o întrebare adresată domnului Godea. Eu nu am întrebări, eu doresc să folosesc pentru mine timpul, deoarece foarte puțin timp dat pentru campanie. O întrebare pentru domnul Godea, o aveți? Eu nu am către... Am înțeles. Față de domnul Duminica? N-am nicio întrebare față. Și nici față de domnul Cauia? Nu. Atunci timpul meu să trecem mai departe. Domnul... Nimic, o să avem mai mult timp. Cauia, o întrebare pentru domnul Godea, vă rog. Domnul Godea, conform sondajelor este incontestabil că Partidul Liberal Democrat va accede în Parlament. Veți opta pentru ministrul apărării și dacă da, cine va fi ministrul apărării, iar dacă nu veți opta, care vor fi prioritățile dumneavoastră în acest domeniu? Partidul Liberal Democrat nu numai că va accede în Parlament, dar va forma guvernarea viitoare a Republicii Moldova și nu știu dacă suntem acum în situația să optăm pentru un minister sau altul. Pentru toate ministerii vom opta. Asta este punctul nostru de vedere. Cât privește cine va fi ministrul apărării, Partidul Liberal Democrat are cea mai profesionistă echipă. Am demonstrat-o. În acest an, în cadrul guvernării, am dat în guvern cei mai buni miniștri. Cel mai bun ce am avut noi. Și dacă are cineva ceva de replicat, de exemplu, domnului Alexandru Tănase în calitate de ministrul Justiției sau domnului Vecislav Negruț în calitate de ministru a Finanțelor sau domnul viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe, Iurie Leancă și așa mai departe. Am arătat cetățenilor că avem oameni bine pregătiți care știu să gestioneze situația din țară și procesele din țară. Reforma sectorului de securitate rămâne o prioritate a Partidului Liberal Democrat. Și aici nu e vorba doar de Armata Națională, e vorba de Ministerul de Interne, e vorba de Serviciul de Informații și Securitate, e vorba de toate componentele acestui sector. Mulțumesc că aveți o replică la cele spuse. Da, până la urmă, dacă puteți totuși să ne răspundeți în acest spațiu de 30 secunde, cine este persoana care, în cazul venirii dumneavoastră masiv la guvernare, așa cum pretendeți, va ocupa funcția de ministru apărării? Eu v-am spus. Jana, da. Vreau să știu, o să fie el sau nu? Eu v-am spus, noi avem suficienți oameni pregătiți și va fi o decizie a partidului cine va merge la portofoliul apărării. Vă rog o întrebare pentru domnul Duminica. Spuneți-ne, vă rog frumos, în cazul accederii dumneavoastră la guvernare, Partidul Romilor va insista asupra unei candidaturi la funcția de ministru apărării pe criterii tehnocrate sau pe criterii etnice? Noi, în general, Mișcarea Social-Politică a Romilor nu ne-am constituit pe criterii etnice. Noi avem și cetățenii Republicii Moldova de diferite etnii. În viziunea noastră, într-adevăr, un guvern profesionist trebuie să fie un guvern tehnocrat și nu un guvern format pe criterii politice sau pe criterii etnice. Deci omul, dacă este profesionist și este capabil să gestioneze un minister, el trebuie să fie numit în această funcție. Pentru că la noi, până acum, s-a făcut pe principiul cumătrismului. Deci cine este mai mult cu mătru, rudă, cu cineva, deci a devenit în acel minister sau pe criterii politice, tot nu este bun. În general, acum guvernul Filat, deci domnul Filat a lucrat cel mai mult. Dar este așa o maxim. Tare rău când n-ai cu cine să faci un bine pentru țară. Când unul lucrează și el s-a avântat toți în campanie electorală, asta a demonstrat că, deci, atenția lor față de cetățeni și intenția lor de a guverna. Deci toți doresc să intre la putere, dar să nu facă nimic. Asta e problema noastră.
Vreți o replică? Da, în opinia mea nu trebuie, n-ar trebui să exagerăm, fiindcă fac campanie electorală absolut toți. Mă rog, unii mai mult, alții mai puțin utilizează resursa administrativă, dar în dependență de capacitatea fiecărui. Cu toate că, într-adevăr, este foarte dificil să guvernezi sau să conduci un guvern de coaliție atunci când fiecare ministru, ca și funcții politice pe care le deține, fiindcă nu putem nega acest lucru, trage la turta sa, dacă îmi permiteți o astfel de exprimare. Și pentru doamna Maia Lăgută... Doamna Lăgută, o întrebare. Da, spuneți-mi, doamna Lăgută, în cazul când, nu dea domnul, se mai întâmplă un accident așa cum l-am avut în astă vară cu inundațiile sau nu dea domnul un accident de o amploare mai mare așa, în comparație cu cel care l-am avut în data de 7 aprilie, care vor fi forțele care vor garanta ordinea publică și vor sta ca și garant a suveranității și independenței Republicii noastre? Am înțeles. Armata nici de cum nu este o garanție a suveranității a Republicii Moldova, în primul rând. În al doilea rând, noi avem în stat foarte multe forțe și de poliție, foarte multe forțe. Știți, pe capul, eu am, cu acțiuni de protest, eu am văzut fiecare capul cetățenului nostru, vreo 3 polițiști. Așa că forțe foarte puternice avem pentru, dar ca să nu fie inundații, trebuie de făcut lucrări preventive. În prealabil trebuie de lucrat. Dar nu noi așteptăm că o să se întâmple și apoi urmă, haideți să ne salvăm. Nu s-au gândit nimeni. Dar au știut că e posibil, au știut că e posibil. Pentru ce au permis să ajungem la astfel de situație? De atâta că bani pe urmă trebuie să distrugă din tăi și apoi urmă să iei bani, credite, să facă nou lucru și jumătate de bani să fură. Deoarece 20 de ani sunt necontrolați, nimeni la putere, sunt necontrolați de societate. De aceea își mă duc în Parlament, spunem sub control toată puterea de stat. Da, într-adevăr, sunt absolut de acord că este strict necesar acțiunile preventive, dar atunci când la protest vin 50 sau 70 de oameni, într-adevăr, poți să-ți faci impresia că există 3 polițiști la o singură persoană protestantă. Iar atunci când e vorba de 10 aprilie, ați văzut că când e vorba de 10 de mii, atunci polițiștii s-au dovedit a fi incapabili de a controla situația și armata chiar era pregătită pentru a interveni. Cu ajutorul Dumnezeu am trecut peste asta și sper să nu se mai repete. Deci armata este absolut strict necesară de a exista, o armată bine modernizată și bine dotată. Mm-hmm. Mulțumesc. O replică. Vă rog. Pentru că nu ați pus întrebare, aveți puțin timp ca să vă expuneți. Atunci, nu, mi las termen, timp pentru mine. Deci vă rog să spuneți... El nu se depozitează. Despre programul dumneavoastră care ține de armată, formatul este acesta, întrebări, răspunsuri între candidați. Aveți puțin timp ca să recuperați în acest timp, dacă nu aveți întrebări. Întrebări nu am eu. Nu vreau să le dau timp să vorbească foarte mult. Să măgească lumea. Atunci ei vor vorbi mai mult decât dumneavoastră, pentru că acest timp nu-l vor dacă mai recupera. Dacă eu le pun întrebare, vor vorbi 30 secunde fiecare. Fiecare are timpul său. Vedeți, domnul, nu a intrat în partidul cel, dar o susține. Înseamnă că partidul pe de mâlă format partidul islam, partidul romilor. Nu le-a ajuns romi și mai suplimentarul mai luat alte etnii în partid. Doamna Lăgută, aveți întrebări pentru invitați? Mergem pe același format, așa cum s-a procedat până acum? Pentru fiecare în parte? Întrebare, răspuns, replică. Nu. Aveți? Nu aveți întrebări. Deoarece s-a vorbit tot, clar. Am înțeles. Mergem mai departe. Domnule Godea, cum vedeți relația Armatei Naționale cu structurile NATO? Această relație este una mai veche. Este una mai veche. Relațiile cu Alianța Nord-Atlantică s-au început, trebuie să spunem, Republica Moldova este membra Consiliului Parteneriatului pentru Pace și participă la operațiuni în cadrul acestui parteneriat, operațiuni inclusiv de menținere a păcii, misiuni internaționale, sub egida inclusiv Alianței Nord-Atlantice. Am văzut participarea armatei noastre în Irak, am văzut participarea armatei noastre în alte țări, acolo unde a fost nevoie de intervenția unităților armatei naționale pentru menținerea păcii și subunitățile armatei naționale au arătat destul de bine. Avem planul individual Moldova-NATO, care a fost semnat ceva timp în urmă de fosta guvernare, care include, de fapt, principiile și criteriile reformei Armatei Naționale, dar și acțiuni politice în acest sens. Punctul nostru de vedere este că trebuie să dezvoltăm acest parteneriat, pentru că numai după criteriile Alianței Nord-Atlantice putem reforma Armata Națională. Mulțumesc și o transforma în profesionistă.
domnule Duminică, cetățenii moldoveni de etnie romă vor să facă armata și își doresc mai mult o armată formată numai de militari profesioniști sau, deci, angajați permanent sau militari în termen. Cetățenii de etnie romă, în general, sunt un popor pașnic și ei fac tot posibilul ca să nu facă armata. Pentru că, în viziunea romilor, orice problemă se rezolvă nu prin forța armelor, dar prin forța negocierii, prin forța cuvântului, deci prin forța faptelor. Pentru că, chiar și când era perioada sovietică, mulți romi făceau căsătorii fictive ca să scape de armată. Pentru că în viziunea lor atunci, în perioada aceea, deci nu era niciun rezon să faci armata. Deci ei nu vedeau motivația. Și în această perioadă, în ziua de azi? În ziua de azi, deci noi avem căsătorii timpurii. Noi avem familii cu mulți copii. Deci acești romi sunt de părinți la 18 ani, cu 2-3 copii. Și tot, cum a spus coleg, sunt care fac studii la universitate. Sunt... Și deci, în viziunea noastră, dar vedeți dumneavoastră, se întâlnesc doi dintr-un sat în armată, unul cu jumătate de an mai mult și unul cu mai puțin. Și așa l-a pune să spele colțunii, dintr-un sat. Am înțeles, deci, unul din facem tot face posibilul ca să nu intrăm în această armată, pentru că este o bătaie de joc acolo. Sunt niște condiții psihologice. Dar mulțumesc, timpul a expirat, doamna Lacuta, vă rog. Ce трябва să facem ca să dezvoltăm spiritul patriotic? Они говорят, что ромы хотят служить, потому что у них очень много детей, и некуда деваться, и негде работать. И давайте-ка мы их отправим в армию, и мы на наших плечах будем их 2 года содержать. Мы не хотим. На наши плечи. Вы так сказали. Моё время не отнимайте, пожалуйста. Я ещё раз отвечаю. Вы говорите в своё время, не отнимайте моё время. Опять кричите, как еще ненормально. Еще раз отвечаю, пожалуйста. Не, это вы меня делаете ненормальное. Посмотрите, да, пожалуйста, какую грязную статью написали, что меня якобы содержат и МГБ Приднестровья, и румынские спецслужбы. В то время, когда никто в жизни ни копейки не дал. На что это рассчитано, да, эта грязь? Да, потому что не обатим де ла тема. Не обатим? Или гато? Детск шедиш, Мамурдалей Стеич? Nu avem noi nevoie de armata națională. Vă spun încă o dată, ca să nu se ducă acolo pe 2 ani când n-au locuri de muncă, ca să întreținem noi pe spatele noastre. Lagută, și banii ne controlați și se repartizați între conducere. Nu avem nevoie de instituția dată. Mulțumesc, doamna Laguta. Domnul Cauia, ce trebuie să facem ca să formăm o armată mai atractivă? Dacă îmi permiteți, da. În primul și în primul rând ar trebui să desfășurăm o campanie informațională cât se poate de masivă pentru a încerca să distrugem acel stereotip vis-a-vis de partenerii noștri din vest, adică despre organizația Tratatul Atlanticului de Nord, fiindcă într-adevăr nimeni nu neagă la începuturi aceasta a fost ca și contrapondere pentru Uniunea Sovietică, iar marea majoritate a părinților noștri sau a cetățenilor Republicii Moldova, votanților noștri, și-au făcut serviciu militar în acea armată și au rămas cu acel stereotip că NATO ar fi marele dușman. După 91, după dispariția URSS-ului, NATO și-a schimbat absolut vectorul și viziunea și de ce cooperarea Republicii Moldova cu NATO este strict necesară în ceea ce privește perfecționarea cadrelor noastre din contingentul militar. În ceea ce privește întreținerea armatei naționale, termenul de un an, să nu uităm că este unicul organ coercitiv, membrii căruia, în momentul când își dau jurământul față de Republica Moldova, spun că chiar și cu prețul vieții trebuie să o apere. Deci trebuie să investim în armată, trebuie să educăm militari cu un alt nivel intelectual care se poate să ne reprezinte. Cât de pregătiți sunt tinerii care ies din armată pentru operațiuni de luptă sau pentru a face față unor calamități naturale? Domnule Godea. Bun. Pornim de la ultima parte. În cadrul... sau am văzut în această vară cât de operativi și cât de implicați au fost inclusiv militarii în termen armatei naționale în ajutorul cetățenilor loviți de furia naturii, de furia apelor. Și cred că trebuie să mulțumim soldaților și ofițerilor armatei naționale pentru tot ce au făcut în Valea Prutului în această vară, atunci când au venit în ajutorul sinistraților. Cât privește pregătirea militară și din alt punct de vedere, ziceam, noi avem o pătură de ofițeri destul de bine pregătiți, care au făcut studii serioase în importante și prestigioase școli occidentale. Armata Națională participă la operațiuni împreună cu alte unități
ale Alianței Nord-Atlantice și schimbul de cunoștințe, schimbul de practici este destul de frecvent. Sigur, nu, armata nu are posibilități prea multe pentru a opera manevre militare mai des, dar asta ține domnul și de viitor. Duminică, aceeași întrebare. Cât de pregătiți ești tinerii din armată? Eu încă o dată vreau să reiterez problema care este în armată acum. Deci sunt acele relații neformale dintre soldați, pentru că este cineva mai care cu jumătate de an mai mare, deci el se numește ded. Cineva mai cu jumătate de an mai mitel e salag. Deci relațiile astea trebuie cumva distruse. Asta se face într-o... Cum putem distruge aceste armată relații? Pentru că v-am spus, doi dintr-un sat și așa mai, care e mai mare, îl pune pe ăsta să-i spele colțunii. Asta nu este o relație normală în armată. Asta nu e o relație normală când soldații ies dimineața și mătură împrejurul cazărmii. Deci în plină stradă și unul se uită, dar 10 mătură. Aceste comenzi, deci, sunt inutile. Deci, se poate întâmpla și invers, când 10 se uită și unul mătură. Da. Deci, la noi este, practic, o armată cu idei vechi, peorative, din perioada sovietică și încă nu s-a format o armată, hai spunem, nouă, europeană, cu viziuni profesioniste. Pentru asta trebuie să facă acea armată care dorește, care îi place. Și statul trebuie să asigure această armată. Dar acum noi nu avem nici armată, nici soldați. Doamna Laguta, există cumătrism în armată și cum putem lichida acest fenomen cunoscut la noi în societate ca dedovșina? Cumătrismul există numai între conducere, clar lucru, nu între slujbași. Dar, vedeți, absolut toți declară, și toate ziarele scriu, și toți miniștrii apărării declară, timp de 20 de ani, noi degeaba am zvârlit bani pentru armate, deoarece s-a folosit banii numai pentru întreținere și nu pentru dezvoltare și pregătire. Și nu o să avem noi niciodată armate. Și o să, dar cer acum de am jumătate de miliard în 2011 pentru întreținerea armatei. Pentru ce vă spun? Dacă există cumătrism, înseamnă că se duc și bani de acolo, se fură bani și nimeni absolut nu se controlați. Уважаемые граждане, не нужна нам армия. Посмотрите, пожалуйста, все эти учения НАТО здесь, на нашей территории, с участием наших военных. Я не взяла с собой фотографии. Показывают о том, что они их обучают, как нас с вами, бедных людей, выходящих на акции протеста, как нас с вами там душить и нейтрализовать. Вот для чего используются эти силы. Întrebare despre întreținere sau totuși despre calitatea travelului? Despre calitatea serviciului militar. Această așa numită dedovșină este iarăși o reminiscență istorie pe care o avem datorită fostului sistem sovietic. Eu cred că prin educarea masivă, în primul rând, a viitorilor ofițeri, prin implicarea poate a mecanismelor societății civile am putea distruge aceste stereotipe. El este adânc infiltrat în mentalitatea militarilor noștri și nu uitați că până la urmă militarii nu sunt atât de deschiși față de societate și perpetuarea acestui mecanism este una, mă rog, nocivă pentru noi și nu pot să spun că este imposibil de a fi exclus sau cumva soluționat, dar va fi destul de dificil. Deoarece fiecare locotenent colonel va explica unui major, iar majorul capitanului, iar capitanul la rândul lui locotenent majorului și locotenentului cum trebuie să se comporte cu soldatul. Noi trebuie să investim în educația ofițerilor. Și un ofițer educat va fi un exemplu pentru un militar în termen. Acesta își va stima și își va iubi patria și va apăra-o cu propria viață la necesitate. Mulțumesc, timpul a expirat. Stimați invitații, acum aveți timp pentru concluzii. Vă rog, domnul Golea. Cât timp avem? Câte două minute. Stimați concetățeni, orice s-ar spune, Republica Moldova are nevoie de armată națională. Măcar pentru faptul că avem o amenințare mare în Est, ceea ce ține de conflictul în regiunea de Est a Republicii Moldova, chiar dacă noi nu vedem altă cale decât rezolvarea pașnică și în acest an am depus eforturi considerabile pentru a mișca înainte reglementarea transnistreană și ați fost martor la toate eforturile depuse de guvernul Filat, avem nevoie de armată, dar avem nevoie de o armată profesionistă. Armata națională, din păcate, nu este una atractivă la ora actuală, nu este una prestigioasă. Numai cei care nu pot scăpa de armată devin militari în termen, sunt recrutați conform planului de recrutare. Asta este situația la zi. În acest an, așa cum am spus și anterior, Armata Națională a fost în permanență în vizorul
Guvernării Democratice Alianței pentru Integrare Europeană. Avem nevoie să reformăm Armata Națională. Avem nevoie să o trecem gradual la unități profesioniste în așa fel ca tinerii sau militarii Armatei Naționale să fie profesioniști și să se ocupe la modul profesionist doar de îndeletnicirea de militar. Sigur, avem nevoie ca armata noastră să fie una capabilă să răspundă și amenințărilor la adresa securității naționale, dar și să poată interopera cu țările prietene și aliate în vederea participării la misiunile de menținere a păcii, la alte misiuni internaționale sub egida Organizației Națiunilor Unite, Alianței Nord-Atlantice, SUA și altor parteneri ai Republicii Moldova. Pentru că numai așa noi vom putea să pregătim cadre profesioniste, numai așa cei care fac parte din sau fac serviciu militar vor fi mândri că sunt militari ai Republicii Moldova și vor putea să-și facă datoria față de țara noastră, Republica Moldova. Sigur că ofițerii au nevoie de mai mult sprijin din partea statului. Sigur că chiar anumite măsuri anticrize care au fost luate anul ăsta vor fi eliminate pentru că ele au fost temporare și statul va avea grijă ca ofițerimea Republicii Moldova să aibă și un trai decent și un statut adecvat. Mulțumesc, pentru cei Gădea. Care se numesc ofițeri. Domnule Duminică? Stimați cetățeni, în viziunea Mișcării Social-Politice Romilor, armata totuși trebuie să fie profesionistă. Noi trebuie să avem puțin ostaș, dar bun, decât mulți și fără nicio necesitate acum pentru Republica Moldova. Eu vă îndemn pe toți alegătorii, deci să veniți în primul rând la alegeri, pentru că acum toate partidele spun, votați-ne pe noi că suntem cei mai frumoși, cei mai deștepți, cei mai bogați și așa mai departe. Deci dumneavoastră, acum e o campanie care mai mult se pune accentul pe cine mai multe portrete au pus în centrul Chișinăului. Și aceasta tot nu este o calitate modestă la aceste concurențe electorale care discreditează, practic, democrația. Deci ei cred că dacă au pus un miliardar pe listă, înseamnă că toți alegătorii vor fi a lor. Deci, în viziunea noastră a Mișcării Social-Politice Romilor, problema nu este cine cu cine votează, dar cum noi venim la alegeri. Deci, în primul rând, eu vă îndemn să veniți la alegeri și să votați de-am comandat Dumnezeu. Pentru că noi, romii, nu putem zupropi nimic în afară de fericire. Fericirea în viziunea romilor este munca. Deci, cel care muncește, cealaltă este fericit. Deci, simbolul nostru electoral este podcoava. Buletinul este lung, dar asta nu nimic, pentru că cât țara e mai săracă, cu atât și buletinul de vot va fi mai lung. Noi suntem la mijloc, nu ne cătați după cifre, că acolo cifre nu vor fi. De la popor noi nu vrem să luăm nimic, noi vrem să vă favorim doar fericirea. La ostași le doresc să și mai puțină dedovșină, să stimeze unul pe altul, să nu exploateze unul pe altul. Deci ca să iasă din armată să fie prieteni, dar nu să poartă ură unul pe altul, că putem fost în armată și am ieșit de acolo ca niște concurențe electorale. Deci trebuie să fie o relație normală, profesionistă în Armata Națională. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, doamna Laguta. Uitați-vă, vă rog, stimați alegători, ce vorbe frumoase, împletesc aici, ei, de ce? Partidul PLDM, la puterea, cronis bănișorii, țării, poporului, altul muncește în sistemul dat, altul e un satelit de-a partidului PLDM, după cum a confirmat. Și nu vor nimic. Nu îmi terminul meu, vă rog. Asta dumneavoastră așa răspândiți. Da. Toată țara ați prefăcut în țară de nebuni. Vă rog foarte mult să vorbim. De ce? Noi avem nevoie, noi, prefăcuți artificial, tot poporul, în săraci de dânșii. Care au milioane. Eu n-am făcut. Și care eu nu cu dumneavoastră discut, dar cu alegătorii, vă rog. Acum uitați-vă acolo în cameră, vă rog frumos. Nu la mine. Eu vă rog frumos. Eu vă rog, votați da. Numărul 25 din buletin. O să fie acolo, numărul meu 25 o să fie. Votați pe numărul 25 din buletin și o să vedeți că mai mulți bani nu o să ducă nicăieri, nici o instituție nu o să fie în țară de care țara nu are nevoie. Și niciun patriotism nu există în ziua de astăzi în țara unde puterea terorizează poporul său. И еще раз повторяю вам, голосуйте за 25-й номер в бюллетене, и я вам гарантирую, больше в государстве не будет ни одного института,
который бы мы содержали и который нам не нужен абсолютно. Мы будем искать деньги на наши нужды, потому что патриотизмом сегодня не возьмешь. Патриотизм пробуждается в людях тогда, когда государство заботится о своих граждан, когда постоянно повышается благосостояние каждого гражданина, а не то, что они рассказывают, что теперь надо увеличивать еще деньги, выбрасывать на ненужные нам совершенно структуры. Доказано временем. 20 лет мы тратили эти деньги совершенно бездарно на эти армии. Вот они теперь рассказывают о куматризме, теперь рассказывают о дедовщине, и будет. И ничем абсолютно это невозможно искоренить. Только с упразднением этого института. Мульцумесь, дона Лагута. Дона Калуя, ворог. În ordinea priorităților, la nivel regional sau internațional, Republica Moldova incontestabil trebuie să implice cât se poate de mult prin toate mecanismele posibile în relațiile sale cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, într-o obținere a experienței, într-o obținere a posibilității de a educa noi și noi ofițeri cu noi și noi capacități. Și, de asemenea, într-o obținere a posibilității de a se implica în procesul masiv sau foarte gigantic de garantare a securității pe întreg globul. La nivel național este incontestabil necesitatea existenței în armate naționale, deoarece conflictul transnistrian este cea mai importantă provocare asupra securității statului nostru, iar lipsirea statului Republica Moldova de un mecanism militar este una din ei imaginat, mai ales prin prisma ultimilor evenimente, și acel 7 aprilie și acele inundații care au avut loc în vara aceasta. În ceea ce privește la nivel de instituții, nimeni nu pune la îndoială că contingentul de ofițeri este și întotdeauna va fi, știu eu, baza elitei societății, dacă doriți, și trebuie să fie susținut din toate punctele de vedere, fiindcă sunt unicii cetățeni ai Republicii Moldova care jură că, în caz de necesitate, vor pune pe altarul democrației, independenței și suveranității statului nostru viața, chiar dacă va fi nevoie. Iar despre militarul în termen, el trebuie să fie educat de acasă, de la grădiniță, de la școala primară, ca venind în Armata Națională să înțeleagă că asta este nu atât o obligație, cât o onoare și o demnitate de a-ți apăra propria țară și propriul popor. Iar această educație trebuie să fie făcută prin exemplu clar dat de către ofițeri. Deci consider că prin educarea masivă, prin investirea în instituție, unica instituție militară și suficient necesară pentru Republica Moldova, investirea în această instituție, investirea în contingentul acestei instituții, investirea în ofițerii care muncesc acolo din zori și până în noapte, avem sorți de izbândă. Deci votați în data 28 noiembrie candidatul independent pe numărul 16 în listă, domnul Gabriel State, vocea domnilor voastre în Parlament. Stimați invitați, vă mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu Publica TV. We'll be right back.